dimineața, dragii mei! Suntem la o nouă ediție specială pe care aș intitula-o Unde privești? Vedeți, în ultimul timp să știm cu toții că cea mai mare parte din informații o primim prin ochi, prin simțul acesta al văzului și ceea ce vedem influențează extraordinar de mult ceea ce simțim. De aceea, acolo unde ne uităm mai mult sau uh, locul unde ne uităm mai mult ne va influența ce fel de emoții, ce fel de sentimente vom avea. În mesajul trecut, colegii mei au vorbit despre leac pentru îngrijorare și în mesajul de astăzi aș dori să duc mai departe acest mesaj. Trăim zile în care devine foarte clar că. Unde privim va marca într-un mod drastic ceea ce simțim. Cineva spunea că nu este atât de indicat în zilele acestea să te uiți doar la știri. Este știut că mass media caută știri senzaționale și, de asemenea, este știut faptul că suntem atrași ca un magnet de știrile negative, cu toate că acestea nu ne zidesc în inima noastră. De aceea. În loc să fim atât de, de fixați pe ecranele televizoarelor, să privim la aceste știri negative care se perindă, lucru care naște în noi îngrijorare, teamă și anxietate, în această zi aș vrea să prezint alternative. Unde să privim în aceste zile? Și aș vrea să încep acolo unde colegii mei au, au, au accentuat un pic, vreau să, să, să vorbesc, mai ales că... Știm deja că după acest val uh, al pandemiei ne așteptăm la un val uh, la un impact economic negativ. Când mă uit la felul în care lucrează lucrul acesta îmi vine în minte, felul în care te lovește un uragan. Ai parte de prima izbitură a, a valului de vânt, urmează o liniște și o acalmie a ochiului uraganului. Dar știi că va urma și izbitura numărul 2, cam ceva de genul acesta știm că va urma izbitura economică. Și atunci, prima întrebare, unde privim când ne confruntăm cu îngrijorarea pentru resursele necesare viețuirii? Și aici o să recitesc un pasaj pe care l-au citit și colegii mei rândul trecut, un pasaj din Evanghelia după Matei, unde Domnul Isus se adresează exact acestei probleme. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Deja din acest verset, Domnul Isus Hristos ne arată centralitatea gândirii. Nu vă îngrijorați gândind. Ceea ce gândesc creează substanță în creierul meu, spun specialiștii. Ceea ce gândesc încurajează o anume expresie genetică care poate fi constructivă sau ziditoare dacă mă conduce la liniște și pace, la încredere sau poate, poate să, să zidească, în mine, să, să ducă în mine la lucruri destructive care conduc la îngrijorare, anxietate. Uitați felul în care Domnul Isus rezolvă problema aceasta. Versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului. Priviți la păsările cerului. Nici nu se amână, nici nu se ceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși, în ciuda acestei neajutorări, am putea spune noi, Tatăl nostru cerceresc le hrănește. Oare nu sunteți cu voi cu mult mai de preț decât ele? Este un prim aspect. Nu vă îngrijorați gândindu-vă că nu o să vă puteți descurca și pentru aceasta începeți să faceți pași de a vă muta privirea de la neputința voastră la anumite dovezi care sunt la îndemâna voastră. Uitați-vă la păsările cerului și gândiți-vă că Dumnezeu le hrănește în ciuda faptului că nu au rezerve. Domnul continuă mai departe și spune în felul acesta. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Priviți spre crinii de pe câmp ei, nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată strălucirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați, deci, asta este concluzia... Uh, uh, discursului nu vă îngrijorați deci zicând ce vom mânca pentru că intrăm în șomaș tehnic pentru că nu știm ce impact economic, nu știm dacă vom mai avea servici cum ne vom plăti ratele cum ne vom plăti facturile cum ne vom ține copiii la școală și așa mai departe nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Aici Domnul Iisus când se referă la neamuri, se referă la cei care nu erau relaționați la Dumnezeul cel adevărat. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Deci, unde să privesc atunci când mă confrunt cu îngrijorarea, uitându-mă la, la impactul economic pe care pandemia o are, unde aș putea să privesc și Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar, mutați-vă privirea de la neputința voastră de a face față unor împrejurări care vă depășesc, spre cel care are putere să hrănească păsările care nu au rezerve. Să, să îmbrace florile într-un mod atât de minunat, măcar că nu țes și nu torc, învățați de la ele că Tatăl vostru care este în ceruri are putere să vă poarte de grijă. Și concluzionează Domnul Isus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Unde să privești? Contează foarte mult în aceste zile unde privești tu alegi unde privești. Tu nu poți să schimbi sentimentele pur și simplu de la sine. N-ai putere asupra emoțiilor tale, dar poți alege unde să privești. Poți alege ce anume să gândești. Poți alege ce informații să înmagazinezi în mintea ta, lucru care va conduce ori la sentimente constructive, ori destructive. Și Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar și nouă, la fel cum le-a spus celor din, din vechime. Și ei aveau îngrijorările lor, nici ei nu o duceau bine, erau în vreme de criză, erau sub ocupația Imperiului Roman, unul dintre cele mai drastice imperii ale vremii, din vremurile antice. Și lor le spune, nu vă îngrijorați privind la felul în care voi sunteți depășiți de situație, ci mutați-vă privirea spre cel ce are putere să hrănească păsările, să îmbrace florile, iar voi sunteți mult mai de preț decât ele. El ne dezvăluie, cu alte cuvinte, Domnului Sus, modalitatea prin care putem avea parte de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și aici mesajul meu nu va mai fi atât de popular. El îl numește pe Dumnezeu Tată, Tatăl vostru care este în ceruri. Știu că circul astăzi e, e foarte la modă, mai ales în, la spicării motivațional și la mesajele care eu le numesc pseudo-creștine, să spunem că Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor. Și într-un anume fel așa este, în sensul că El este Creatorul nostru al tuturor. Dar vreau să vă spun că atât Hristos cât și apostolii au folosit acest apelativ Tată într-un mod special. Apostolul Ioan spunea că acest drept de a se numi copii lui Dumnezeu le-a fost dat de Dumnezeu doar celor ce îl primesc pe Isus Hristos, Fiul Său, în viața lor. Nu e un mesaj popular, dar treaba mea nu este să fiu popular, treaba mea este să vă spun mesajul creștin autentic. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are putere să împoarte de grijă. Dumnezeu vrea să împoarte de grijă. Dar ce relație voi avea cu acest Dumnezeu dacă voi avea o relație de tată-fiu, stă la latitudinea mea, dacă îl primesc pe Hristos în inima mea, mi se va da autoritatea, dreptul sau puterea de a mă numi copila lui Dumnezeu. Când privești doar la ceea ce poți face tu în vremurile de criză, îngrijorarea va pune stăpânire pe inima ta. Și pe inima mea recunosc că nu sunt departe de valurile acestea, recunosc că și eu trebuie să fac același exercițiu care vi-l spun vouă. Dacă privesc prea mult la vârsta mea, la condiții de pensionare, la ce se întâmplă în jurul meu, îngrijorarea începe să-mi pună stăpânire pe inimă, începe să-mi curbeze mintea, începe să, -mi, să mă facă să mă simt fără, fără siguranță și atunci am nevoie să-mi aduc aminte la fel ca și tine de promisiunea care mi-a făcut-o Hristos. L-am acceptat pe El în inima mea. El este Domnul meu și Salvatorul meu. Potrivit cuvântului Său, relația mea cu Dumnezeu este de tată fiu și potrivit cu ceea ce m-a învățat Hristos este că Tatăl meu îmi va purta de grijă chiar dacă pe mine mă depășesc împrejurările, chiar dacă lucrurile îmi scapă mie de sub control, dar nu-i scapă Lui de sub control. Când privești la ceea ce poate face Dumnezeu, Îngrijorarea va fi înlocuită cu speranță și pace. Și asta te invit să faci și tu. În orice zi, dar mai ales în vremuri de criză, suntem îndemnați să privim în direcția corectă, să privim la Dumnezeu, la purtarea sa de grijă, pentru a nu fi cuprinși de îngrijorare. Bineînțeles că promisiunea aceasta nu este o încurajare la lene. Responsabilitatea de a munci pentru hrană rămâne valabilă. Dar atunci când... În ciuda bunelor mele intenții, apar probleme pe piața muncii și probleme uh, în, soci în societate. Încrederea mea se mută aproape total spre ceea ce Dumnezeu poate să facă. Și vreau să spun ceva, aici este limita gândirii pozitive. Citim pe ne tot felul de mesaje care prind. Trebuie să recunoaștem că prind pentru că spun ceea ce noi vrem să auzim. Nu te îngrijora, totul va fi bine. Nu te îngrijora, totul se va sfârși bine știu, mi-aș dori și eu îmi doresc să fie așa sincer, îmi doresc din toată inima, dar oare chiar va fi așa pentru absolut toți oamenii? Până la acest punct, mesajul creștin autentic poate fi foarte ușor confundat cu spiritualitatea pseudo-creștină care umple internetul la ora aceasta. Dar vreau să te întreb ceva. Ce facem atunci când nu este totul bine? ce facem și unde privim atunci când speranțele mele de bine nu se împlinesc. Și vreau acum să merg un pas mai departe care în primă fază ți se va părea că te descurajează. Unde privesc atunci când moartea îmi dă târcoale? Nu, nu vreau să te sperii, nu vreau să te încurajez, vreau să fiu realist. Creștinismul autentic nu e rupt de realitate, este puternic ancorat în realitate creștinismul are un mesaj și pentru asta. Sunt foarte mulți oameni care îi spun că sunt realiști, în timp ce condamnă creștinii că nu sunt realiști. E un test simplu, vreau să spun că majoritatea celor ce spun că sunt realiști, pentru că nu, nu, pun, nu, au, nu, nu cred că există un Dumnezeu, ei vor nega, vor evita și vor fugi de acest mesaj, de gândul morții. Cu toate acestea, trăim vremuri în care Chiar dacă mortalitatea e undeva de 1, 1 și ceva la sută, aș putea fi eu cuprins în ea, ai putea fi tu cuprins în ea. Nimeni nu-ți garantează, decât dacă ai o descoperire personală din partea lui Dumnezeu, dar altfel nimeni nu-ți garantează nimic. Și atunci ce facem? Unde privim? Unde să privesc atunci când mă confrunt cu frica de moarte? Și Aici se desprinde mesajul creștin de toate mesajele pseudo-spirituale, de toate mesajele motivaționale ale spicărilor contemporani, de tot pseudo creștinismul care se vinde bine. Pentru că mesajul lui Hristos trece dincolo de moarte. Vreau să vă citesc un pasaj interesant din Luca, capitolul 12. Vă spun vouă, prietenii mei, Domnul Isus vorbea. Să nu vă temeți de cei ce ucit trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. E un mesaj pe care nu-l vei întâlni la niciun uh, speaker motivațional. Este un mesaj care este radical diferit de ceea ce se vinde astăzi pe piață ca fiind creștinism. Un Isus Hristos care îți uh, vorbește doar de încurajare, doar de pace, doar de liniște și doar de bine. Dar nu îți prezintă un Isus Hristos care îți vorbește în felul acesta, deși este în Evanghelie. Isus Hristos are aici un mesaj șocant pentru mentalitatea omului modern sau postmodern. Un mesaj șocant, pentru că se adresează cele mai mari frici umane, frica de moarte. Este șocant și trebuie să recunosc că deseori când l-am citit aveam sentimentul că Domnul Iisus trece prea ușor peste acest subiect. Aveam sentimentul că îl tratează prea ușor, parcă exagerează în felul în care pune problema. Și sunt convins că mulți dintre voi au exact același sentiment când citesc pasaje ca acesta. Ai crede că îl tratează cu superficialitate, dar la o privire mai atentă constați că vorbește aproape cu și El știa că ceea ce urma să spună ucenicilor înfricoșați îi va șoca. Și e foarte interesant felul în care îl spune, vă spun vouă, prietenii mei. Vă spun vouă, prietenii mei. Nu dușmanilor mei pe care vreau să vă, îngri să vă înfricoșez, nu pentru că vă disprețuiesc, nu pentru că nu-mi pasă de voi, sunteți prietenii mei, de aceea trebuie să vă spun acest lucru. Și cheia pasajului, din punctul meu de vedere, este dată de cuvintele după aceea. Există un după aceea. Este fundamental. Există ceva după moarte. Moartea nu este sfârșitul existenței individului. Și ceea ce este șocant în acest pasaj este că Isus elimină foarte repede frica de moarte. Și accentuează prin repetiție o altă frică, frica de Dumnezeu, sau mai bine zis, de judecata cu care tu te vei confrunta după moarte. Nu așa că e șocant, nu e așa că nu ăsta e mesajul pe care îl așteptăm în astfel de vremuri? Ne plac mesajele care zic, totul va fi bine, nu se va atinge de tine și tot felul de lucruri. Cine îți garantează asta? Dacă Isus Hristos a gustat moartea, dacă apostolii au gustat moartea și nu de moarte naturală. Cine îți garantează lucrul acesta? Unde să privești atunci când te confrunți cu frica de moarte? Și mesajul este foarte clar. Din nou. Privește la Dumnezeu. Există un după aceea. E fundamental. Asta face separația foarte clară între creștinismul biblic și pseudo ce se vinde bine pe piață. indiferent cât de bine este îmbrăcat în haine, în hainele cuvintelor creștine. Mesajul creștin, autentic, ne lărgește perspectiva. Dacă până acum priveam viața doar până la mormânt, Iisus Hristos ne vorbește de viața de după moarte. Doar privind în felul acesta putem elimina frica de moarte. Este o problemă de perspectivă. Dacă în prima parte legată de îngrijorări, Hristos ne pune problema gândului, nu te îngrijora gândind în felul acesta, privește unde trebuie și gândește faptul că Dumnezeu poate să-ți de grijă, mesajul se duce și mai profund, confruntând enigma morții. Nu te îngrijora atât de mult și nu-ți fie frică atât de mult de moarte. Există un după aceea. Este, o, o, este un pericol mult mai mare decât acela de a muri trupul fizic. Este pericolul de a muri neîmpăcat cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus a accentuat de două ori, da, vă spun de El să vă temeți, pentru că dacă nu ți-ai rezolvat problema cu Dumnezeu câtă vreme ești în viață, vei fi aruncat în ghenă. asta e teama cea mai mare care ar trebui să ne conducă dacă e să vorbim în termen de teamă. Dar Domnul Isus Hristos spune accent foarte mult în termen de dragoste. Și Apostol Ioan spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încă l-a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, nu să nu moară fizic, a pieri este ceea ce spunea Hristos a fi aruncat în ghenă, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă ai o perspectivă limitată asupra existenței, frica de moarte te va cuprinde și te va panica. De ce? Pentru că doar atât vezi, doar atât ai și pierzi tot ce ai. Dar dacă îți lărgești perspectiva asupra existenței, atunci nu vei fi dominat de frica de moarte. Nu înseamnă că te simți confortabil, dar nu vei fi dominat de frica de moarte, doar ce știi că există un după aceea fundamental acest după aceea. Biblia ne vorbește deseori, este un, un, un exemplu în Vechiul Testament uh, când Israel a fost ocupat de forțele babiloniene conduse de Nabucodonosor și au fost de acolo luați uh, trei tineri care au ajuns să lucreze. În cur, la curtea împăratului și la un moment dat împăratul dă o, o, mare, un, o mare petrecere religioasă, dacă pot să-i spun așa, în o statuie poleită în aur, care era simbolul puterii și gloriei sale și, și le spune tuturor să se închine în fața statuii, tuturor uh, uh, mai marilor care conduceau împărăția sa. Printre ei erau și niște tineri evrei care știau că ca se, a se închina în fața statuii era ca și cum n-ar -ar mai recunoaște că Dumnezeul lor este Dumnezeul cerului și al pământului și Alex să nu se închine, să nu se arunce cu fața la pământ și bineînțeles în mulțime ar fi putut scăpa neobservați, dar au și prietenii lor plini de invidie care îi părăsc și sunt aduși în fața împăratului și acesta doar și simpatizând, simpatiza într-un fel, le spune oare în adins nu vă, nu, vă, nu vă închinați? Vă mai dau o șansă și dacă nu vă veți închina, vă voi arunca în foc să ardeți de vii. E foarte interesant Răspunsul acestor tineri care erau prietenii profetului Daniel. Și spune așa, și în momentul în care bărbatul spune asta, zice și cine este Dumnezeul, aici e, e cred eu, provocarea, arunca mânușa. Cine este Dumnezeul care vă va scăpa din mâna mea? Și acești tineri au un mesaj echilibrat și o gândire și o atitudine și spun așa, Dumnezeul nostru ne poate scăpa din mâna ta. Și până aici este speech motivațional. Totul va fi bine. Dar, dar nu se termina aici. E doar virgulă și ei spun așa, dar chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina chipului tău. De unde această tărie? Este, poate nu întâmplător este în cartea Daniel și Daniel este cel căruia Dumnezeu îi descoperă că există o înviere a celor drepți. Cred că nu e întâmplător. Tinerii aceștia... Daniel a vorbit cu ei, le-a vorbit de descoperirile care i le făcuse Dumnezeu și știau că va urma o înviere. De aceea își puteau permite să plătească cu moartea trupului dacă era nevoie. Și chiar dacă nu ne va scăpa, ăsta e mesajul spiritual autentic. De asemenea, avem un exemplu în vierii lui Hristos curând vom sărbători Paștele și vom cânta Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În acest cânt străvec este esența mesajului lui Hristos. Și nu e o vorbă în vânt, doar ce Hristos însuși a fost înviat și a fost înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și Pavel a trebuit să vorbească unei biserici din Antichitate în care oamenii ajunseseră să creadă că, că Hristos a înviat, dar că ei nu vor învia. Și Pavel vine și le spune, este, este aberant. Dacă voi nu credeți că există o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică și voi sunteți în păcatele voastre. Nu există creștinism fără înviere. Mai mult, Apostolul Pavel le spunea, dacă numai, pentru, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus încrederea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. E foarte interesant. Cele mai reușite spiciuri motivaționale din ziua de astăzi, Pavel, Marele Apostol Pavel, spune, sunt o nenorocire. Nu valorează doi bani. dacă, dacă Hristos pentru mine înseamnă doar asigurarea vieții de aici, sunt cel mai nenorocit dintre oameni. Atunci când ne uităm la felul în care unii super bogați dăruiesc, foarte mulți dintre noi suntem, suntem munciți de gândul, da, domne, normal își permis să dea ceva pentru că au contul burdușit de bani, ce mai contează câțiva lei. E bine, vreau să spun că pentru creștinul autentic, Creștinul care l-a primit pe Hristos, el are contul burdușit cu ani, nu cu bani, cu ani. Faptul că mai pierde 2-3 ani din viața pământească este absolut nimic față de bogăția averii nemăsurate a vieții veșnice. Unde să privești atunci când frica de moarte îți dă târcoale? Atunci privește la învierea lui Hristos. Privește la promisiunea lui Hristos, există un după aceea. Nu te teme de moarte mai mult de a, mai mult decât a te teme de judecata de după moarte. De ce această temere poate fi bună? Pentru că atunci te refugiezi în Hristos. A nu-ți fi teamă de moarte totuși, nu înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu și să te expui. Nu înseamnă să fii nepăsător pentru cei din jurul tău perspectiva lărgită care poate elimina frica de moarte nu este o chemare la lipsa de responsabilitate socială, nu este vorba doar despre tine că ție nu se ți frică, ci și despre cei cu care intri în contact, fie că este vorba de familie, prieteni, vecini sau oricine altcineva. Nu uita că atunci când te protejezi pe tine, îi protejezi pe ceilalți. Nu poți ca în numele lui Hristos și în numele vieții veșnice să te porți irresponsabil, pentru că nu știi pe cine poți infecta și nu știi dacă aceia au făgăduința, nu știi dacă aceia s-au întors la Hristos. Nu transforma făgăduința lui Dumnezeu într-o pricină de lipsă de responsabilitate socială. Deci, în încheiere, unde să privim în fața îngrijorărilor impactului economic? Unde să privim atunci când suntem munciți de frica că am putea muri? Ei bine, în fața îngrijorării legate de ziua de mâine, în fața amenințării morții, suntem chemați să privim la Isus Hristos. Asta este, aici trebuie să privim și aceste zile în care Dumnezeu a pus stop lumii. Este timpul să privești unde trebuie. Asta este vestea bună. Evanghelie înseamnă o veste bună. Iisus Hristos ți-a promis că tatăl tău care este în ceruri îți poartă de grijă zilnic pentru nevoile tale. Dacă tu vei face împărăția lui prioritară și dacă tu îl alegi pe el în viața ta, îl chemi în viața ta ca domn, ca salvator, ca, o, ca și o călăuză pentru ca relația ta cu Dumnezeu să fie una de tată-fiu, nu la modul general, ci la un mod particular să ți se dea acest drept autoritate. Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, astfel încât tu să nu te mai temi de judecata lui Dumnezeu și de faptul că s-ar putea după moarte să fie aruncat în ghenă. Nu! de a venit El pe acest pământ. de a murit El plătind plata păcatelor mele și ale tale. Ca după această moarte, fie că este vorba de COVID, fie că este vorba de orice altceva, că de o moarte vom muri toți, nu-i așa? Să știu Plata păcatelor mele a fost făcută și eu voi învia și voi trăi veșnic alături de El. Pe mine nu mă așteaptă pedeapsa și judecata. N-am de ce să mă tem de asta, pentru că m-am refugiat în Hristos. Aș vrea, deci, să, să în aceste zile să lași puțin deoparte televizorul și toate uh, știrile negative să lași pe de o parte și mesajele pseudo-spirituale de încurajare superficială, nu va fi nimic, totul va fi bine și așa mai departe. Să privești realitatea în ochi, pe de o parte, și pe urmă să-L privești pe Hristos în ochi, pentru că de acolo vine sursa nădejdii, a păcii și a încurajării. În Hristos este răspuns pentru ziua de mâine și în Hristos este răspuns chiar în fața provocării morții. Acolo trebuie să privim și aș vrea la încheiere să-ți dau ocazia să să țin alții inima către Dumnezeu într-o rugăciune împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să ne mărturisim, Doamne, păcatul ca ani în șir să fi neglijat relația cu tine. Ne-am văzut de viața noastră, ne-am văzut de prioritățile noastre. Am căutat orice, dar n-am căutat mai întâi împărăția ta și dreptatea ta. Acum suntem într-o situație în care alegem unde să privim și te rog pentru mine, te rog pentru toți cei care ascultă ca tu să le îndrezi privirile spre Hristos. Deschide, Vrem să ne deschidem inima spre Hristos, spre mântuirea, salvarea care vine prin jertfa Lui, vrem să-L primim pe Hristos în viața noastră ca să avem această relație de tată fiu cu tine și îți mulțumim că în Hristos Tu ne-ai promis că ne vei purta de grijă, indiferent de împrejurări și chiar dacă ne vom confrunta cu moartea în Hristos știm că există un după aceea bun în Hristos știm că vom fi în viață și vom trăi veșnic cu tine. Îți mulțumim pentru această nădejde și te rog pentru toți cei care ascultă să le insufli această nădejde. Amin.